Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit într-un nou vlog. Suntem în județul Caraș-Severin, în continuare cu fructe și cu... Ia uitați aici așa, avem pe băiat acolo care ne vinde legumele. Și suntem aici la Mehadica. Ia uitați, Mehadica. Aici ați pe tata socru aici. Este de vorbă cu oamenii. Uitați femeile cum vin la marfă. Prin pădure ai dat, dar prin pădure, că n-am loc de aici. Dacă ai luat așa, l-ai desfundat. Nu, no, mă, domnule. Urc și pe acolo, dacă sunt încărcat full, nu pot să urc. Urc ușor, la mare. E asfaltat, dar până la sus, la șop, pe acolo. Și după aia începe, la mente hană, le-ai dat matelei de milioane de ori. O să-mi furăra, că o prind doamna după știrea. Da. Zi-mă, unde ești acolo, păi, filmare. Suntem la Mehadica, în satul lui Ion. Da? Nu, da. Și de ce ești aici, bă, Cătăline? Suntem cu fructe și cu legume. Da? Și ce mai e de fapt în mașină? Hai să vă arătăm, prieteni, ce mai avem. Hai să mai vedeți. Ia uitați, mai avem o lubeniță. Mai avem niște cartofi foarte puțin. Cutiile astea sunt goale. Mai avem aici și o lăduță de roșii, mai au mai rămas ceva cireșe și nectarine, o lăduță de piparcă și fix 4 verze. Roșii de care avem? Nu mă filmam. Da, avem roșii de ale bune, tată. Gustați. Nu, tu nu te vezi. Nu te vezi la față? Da. Românești 100%, puteți să gustați una, nu-i cine. Cât e kilogramul? 14 lei. Pune ioanele 20 de lei la domnul. Noi avem puțină marfă și mergem și noi acasă. Da, ce frumos e pomul ăsta. Dar ce pom este ăsta, domnul? Castan? Castan. Sau? Da, foarte frumos este. Aici la umbră, prieteni, uitați, două bănci. Vedeți? Cireșe nu vă dăm? Nu. Așa slăbate, roșii. Roșii. Uitați, nu mai arătam. Uitați, în 20. Lasă-mă și mai ales în tentare, să vreau să nu. Sănătate multă. Avem, avem. Unde mai e frumos, dar cu gen suntem. Prieteni, eu nu prea mă lasă să filmez, dar mă rog. Prieteni, am ajuns și eu acasă după 3 zile de alergat prin sate. Ce să vă spun, a nu fost... Nu te-am văzut, Cătă, unde ai alergat? Alergat e o figură de stil, Anca. Părat că am alergat prin sate. Câte kilometri? Așa se spune. Oricum, am făcut în jur de 800 de kilometri. Cu cine ai fost? Am fost cu taică tu, cu și Ion. Și el înseamnă că... Păi da, a alergat toți. Și Ion a alergat. Da, normal, am vândut și el, am vândut și eu. Bravo. Făceam cu schimbul. Serios? Tu ce ai făcut, Anca, acasă? Am stat pe acasă, am mâncat, am beut, am făcut curat.
Ce? Nu e așa? Nu ai mâncat nimic, Andrea? De 3 zile. Măcar. Pe cine zic că nu mâncat? Păcat de râdere. De râdere. Da, prieteni, o să revenim puțin mai târziu, că sunt cam obosit. Ce? Revenim. Prieteni, am revenit și eu cu vlogul, sunt și eu acasă. Prieteni, am revenit și eu cu vlogul. Am făcut și eu o baie pentru că nu mai puteam. De pe drum, vă dați seama, obosit. Și toate cele. Și vreau să vă spun și eu ce părere am despre toată lumea. Ce părere am eu despre... De fapt, să vă spun de ce toată lumea este supărată pe mine. Bine, motivele sunt foarte largi, foarte multe motive. Dar unul principal de ce unii nu vorbesc cu mine și nu mai vor să mă mai bage în seamă, să spunem așa, este pentru simplu fapt, pentru că știți prea bine că eu am canal de YouTube din 2014. Monetizarea, într-adevăr, ne-a ajutat Leo să atingem pragul de monetizare, dar este un aspect care pentru multă lume lasă de dorit, și anume că știți că între noi ăștia vloggerii de la Strehaia este o luptă aprigă a canalelor de YouTube. Cine este cel mai bun, cine are cele mai multe vizualizări și așa mai departe. Și cine credeți că a făcut canale de YouTube la toată lumea? Vă spun eu. Eu, bineînțeles. Și ăsta este principalul. Bine, recunosc că asta a fost o prostie. Am zis, băi, până la urmă YouTube-ul are bani pentru toată lumea de dat și ar fi ok să aibă toată lumea. Părerea mea. Dar părerea altora este alta, și anume că dacă faci YouTube la altcineva, cum să vă spun eu... Îți fură vizualizările, îți fură fanii și așa, și ratingul tău scade și mult mai multe aspecte pe planul ăsta. Nu știu dacă m-am făcut înțeles, dar ăsta ar fi principalul motiv pentru care multă lume, să zicem, are dușmănie pe mine. Pentru că am ajutat pe alții cu canalele de YouTube și cu monetizarea și cu... Și cu asta am ajutat. Lucru care le-a deranjat, pentru că automat dacă îți faci cât mai mulți, dacă faci mai mulți vlogări, să spunem așa, automat ai mai mult concurență. Ai mai multă concurență. Și așa îți scad vizualizările. Asta este principalul motiv, zic eu, părerea mea. Din amintirile mele. Mă rog. Na, ați văzut că am făcut și eu acel vlog cu roșiile, cu lubenițele. Într-adevăr, este o muncă foarte grea, dar asta este, nu poți să trăiești din YouTube. Până la urmă, doar vedetele însemnate și adevăratele talente pot să trăiască din YouTube. De exemplu, cum este Dani Mocanu, Țancă Uraganul și așa mai departe. Noi suntem mici pe lângă ei, noi nu, efectiv, eu cel puțin fac YouTube pentru că îmi place. La suma modică pe care o iau de la YouTube n-are rost să mă străduiesc prea tare, să fac nu știu ce vloguri, nu să investesc nu știu ce aparaturi, să-mi iau nu știu ce telefon ultima generație și așa mai departe, n-are rost pentru că fac cu ce am, dacă am un telefon mai bun, fac cu el, dacă nu, nu, nu mă străduiesc prea tare să investesc în lucruri din astea care, până la urmă, nu și-au rost. Oricum, nu cred că o să fac eu 1 milion de abonați sau, știu eu, alte realizări de
numere din astea foarte mari. Asta este, prieteni, asta am vrut să vă zic și eu, acest aspect. Ar mai fi multe aspecte, dar ăsta este principalul care trebuie să înțelegeți dumneavoastră. Acum nu știu dacă am făcut bine să spun acest aspect, poate o să denote foarte multe din caracterul unora și altora, dar asta este, asta am vrut să vă spun. Ce ar mai fi de spus? Ar mai fi foarte multe de spus, dar asta nu cred că vă interesează. Ce aș mai crede eu că vă interesează este că lumea este foarte rea, am mai spus-o și în alte vloguri, foarte rea. Nimeni nu este ceea ce pare, mai ales aici pe YouTube, să știți de la mine, Cătălin de la Strehaia, că lumea nu este ceea ce pare. Unul la mână, doi la mână, cu toții o să sufere schimbări într-o bună zi, inclusiv eu. Și eu pot să fiu schimbat și dumneavoastră și așa mai departe. Doar că toate la un moment dat. Prieteni, cam atât ar fi fost de spus astăzi. Dacă o să mai vină vreo idee ceva și dacă o să mai am ceva de adăugat, o să fiu aici pe vlog să vă zic cum stă treaba. Da, în fine, nu mai contează. Fiecare ne vedem de treburile noastre. Ce a fost, a fost, nu-și mai au rostul cuvintele. Eu în continuare o să-mi văd de lubenițele mele, de treburile mele, mă rog, de ce se poate. Dacă o să am ocazia să filmez ceva foarte interesant pentru voi, să fiți sigur că o să fiu aici să filmez cele mai tari faze și cele mai interesante vloguri, așa cum pot eu. O să dau tot ce-mi stă în putință, cât se poate, să fac vlogurile cât mai bune. Prieteni, cam atât a fost și pentru astăzi. Eu vă las, vă doresc multă sănătate, liniște, că este cea mai importantă, dragi prieteni, să știți de la mine, Cătălin de la Strehaia, liniștea și pacea este cea mai importantă. Astea să vă doriți de la viață, să nu vă doriți altceva, pentru că orice ai avea, dacă nu ai liniște și pace, nu ai absolut nimic. Eu v-am lăsat, multă, multă sănătate, pe data viitoare. Și dacă vă plac vlogurile mele, nu uitați să vă abonați la acest canal și să activați clopoțel, acel clopoțel, ca să puteți să primiți notificări de câte ori o să postez un videoclip nou. La revedere!